Salut! Vreau să vă arăt cum să schimbați acest buton la un BMW E90, E91, E92, E87, E60, cam aceeași pas sunt. Deci aveți nevoie de o bucată de plastic, asemănătoare ca a mea. O să-l introduceți aici, în spate, da? Și o să trageți către dumneavoastră, către șofer, până când o să iese din clemă la aceea. Și el are, deja la mine mi-a ieșit, are o clemă aici, vedeți? Ca să vă arăt mai bine. Are o clemuță aici în spate. Iar butonul trebuie să acționați undeva pe aici, prin zona aceasta, care are un opritor din plastic. Vedeți cum observați? Deja a ieșit un pic. O să las cumva telefonul aici, să încerc să fac fără să țin de telefon. Bun, am reușit să-l scot. Da. L-am scos. Vedeți, acesta trebuie să acționați noastră. Chestiile astea două, clemuțele astea. Iar aici mai aveți un pas. Să pun telefonul cumva să vă arăt. Acționați pe chestiile astea două, da? Și trageți pur și simplu. Și gata. Așa demontați butonul acesta. Da? Se dă foarte, foarte ușor jos. Acum să-l puneți la loc. E foarte simplu. Îl clipsați. Verificați să intre bine. Acum îl băgați la loc. Da? Și apoi, pur și simplu, împingeți înapoi de trim. Și cam asta e tot. Face și un test. Deci cum pare acolo, deja. Și a pornit mașina. Nu este greu, succes vă urez și multă baftă.